Polițiștii au început să folosească, din momentul intrării României în spațiul Schengen, aerian și maritim, aplicația EDAC, prin care află instant toate informațiile existente în bazele de date despre persoana pe care o verifică. Pe scurt, actul de identitate este scanat și rezultatele apar pe ecran în câteva secunde. Astfel, interacțiunea polițist-persoană legitimată se derulează mult mai rapid. Și polițiștii cărășeni au folosit în premieră în acest weekend aplicația EDAC. Poate vă verific buletinul printr-o aplicație nouă a Poliției Române, bine? De când România a intrat în spațiul Schengen, am primit o aplicație prin care vă putem verifica buletinul scanându-l cu telefonul mobil, bine? Prin utilizarea dispozitivelor mobile prin EDAC se poate scana documentul prezentat de persoana verificată, aplicația putând compara datele prezentate cu cele existente atât în bazele de date ce aparțin autorităților române, cât și în cele ce țin de spațiul Schengen. Prin folosirea aplicației, polițistul poate vedea o serie de informații despre persoana legitimată, inclusiv dacă este urmărită sau dacă are vreo interdicție. De asemenea, polițiștii pot accesa în aplicație și fotografia persoanei pentru a realiza o comparație cu persoana verificată. În contextul aderării României la spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost operaționalizat un nou sistem de verificare. Începând din această noapte, cu ocazia legitimării persoanelor, polițiștii au la dispoziție dispozitive mobile, telefoane mobile sau tablete, pe care este instalată aplicația EDAC. Aplicația EDAC permite realizarea de interogări în bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne prin scanarea automată a actului de identitate sau prin introducerea manuală a datelor de identificare. După interogare, aplicația returnează un răspuns cu semnalările din bazele de date ale NAI și emite alerte în cazul identificării persoanelor urmărite, față de care s-au dispus măsuri preventive a persoanelor dispărute, în cazul depistării unui autovehicul furat, precum și în alte situații. În urma acestor alerte, polițiștii, aplicând imediat măsurile legale conform legislației în vigoare și procedurilor în vigoare, în funcție de specificul fiecărui caz în parte. Fiecare patrulă de ordine publică, poliție rutieră și poliție transporturi, precum și fiecare polițist care își desfășoară activitatea la punctele de control acces în sediile de poliție și la ghișeele de cazier, au la dispoziție, pe lângă celelalte mijloace tehnice din dotare, și un telefon mobil sau o tabletă de serviciu de pe care accesează în mod securizat aplicația EDAC. Pot fi efectuate verificări atât în ceea ce privește documentele de identitate emise de autoritățile române pentru cetățenii români, cât și în cazul celor emise de alte state, în cazul persoanelor cu cetățenie străină. În lipsa documentelor de identitate sau de identificare ale persoanelor străine, persoana este condusă la sediul poliției pentru identificarea acesteia, urmând a fi informați reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări pentru persoanele care nu au stabilită șederea legală în România. Prin intermediul acestui instrument, polițiștii vor putea realiza în mod rapid verificările în teren, verificări ce se realizau până în prezent prin intermediul dispeceratelor sau al stațiilor de emisie-recepție, iar în cazul în care vor fi depistate persoane urmărite, dispărute, implicate în săvârșirea diferite infracțiuni, autovehicule furate care au aplicate sechestre, precum și în alte situații, vor fi dispuse cu celeritate măsurile legale care se impun în aceste cazuri. În cazul în care sunt constatate anumite probleme, persoana în cauză va fi condusă la sediul unității de poliție pentru verificări suplimentare.